Bună dimineața, prieteni! În aceste zile, subiectul la zi este mult așteptata ofensivă ucraineană de eliberare a teritoriilor ocupate de Rusia. La Moscova, tema este puțin diferită. A devenit evidentă chiar și pentru ruși situația în care se află în momentul de față armata rusă. Deși dispune de o superioritate clară în efective, armata rusă nu reușește să preia inițiativa, iar ofensiva mult lăudată de astă iarnă este clar că a eșuat. În acest fundal apar o serie de scandaluri. Și dacă stăm bine să analizăm lucrurile, în spatele acestor scandaluri, de fiecare dată regăsim mâna spionajului militar ucrainean. Păi să începem cu scandalul doanelor. Zilele trecute s-a dat pentru prima dată alarma antiaeriană de luptă la Moscova. Asta nu s-a mai întâmplat de 80 de ani, din 1943. Trei obiecte au fost sesizate sistemele de radar ca apropiindu-se de centrul Moscovei. Nu au reușit să le doboare, dar terminându-și autonomia de zbor, două dintre ele au eșuat și au fost recuperate. Într-adevăr, dronele transportau explozibil, 17 kg de explozibil militar, C4. Se speculează că aceste drone ar fi urmat să execute un atac asupra președintelui Putin. Cred că scopul a fost mult mai inteligent. În momentul în care forțele de apărare antiaeriană încercau să intercepteze dronele, una dintre ele a reușit să se apropie de Kremlin și să transmită imagini cu turnul Spassky, cu acoperișul Palatului Mare al Kremlinului, cu curtea interioară a Kremlinului. Asta a provocat un scandal enorm în societatea rusă, fiindcă toată lumea știe că au fost luate măsuri cu totul speciale de asigurare a zonei respective. Măsuri care, iată, n-au funcționat. Sistemele panțări nici măcar nu au sesizat existența dronei, n-ar permite să o intercepteze. Lucrurile au evoluat în momentul în care un om de afaceri ucrainean a anunțat că oferă $550.000 celui care va reuși să plaseze o dronă de 9 mai în cursul paradei în Piața Roșie. Altfel spus, parada de 9 mai este sub semnul întrebării chiar în centrul Moscovei. Evident, domnul Putin nu a acceptat această idee, ar fi să accepte public că e înfrânt, că spațiul aerian nu este controlat, la care a ordonat să fie retrase sisteme antiaeriene de pe front și să fie întărită apărarea antiaeriană a Pieței Roșii și a Moscovei în general. Ceea ce s-a făcut? Au fost retrase deci de pe front aceste sisteme antiaeriene. În momentul de față, Piața Roșie este un spațiu interzis ca să nu se știe unde și cum au fost dispuse aceste sisteme. Și există speranța că după parada e 9 mai anulată, de 1 mai anulată, cea din 9 mai va putea fi ținută cu obișnuitul discurs al domnului Putin. Să vedem. Deocamdată, retragerea aceasta a sistemelor antiaeriene a fost provocată de o operațiune psihologică lansată în mod cert de spionajul militar ucrainean. Oferta de 550.000 de ruble pentru plasarea unei drone în mijlocul paradei de 9 mai. Efectele s-au făcut simțite imediat. A fost atacat Sevastopolul, a fost atacat cu succes, două drone ucrainene au reușit să treacă și au dat foc unuia dintre terminale. Nu este cel mai mare dintre terminal, deși acolo au ars 40.000 de tone de combustibil naval, dar este acela care, prin sistemele pompe și conducte, asigura aprovizionarea navelor de luptă la plecarea în misiune. De acum,
Alimentarea navelor înainte de plecarea în misiune se va face artizanal. Cisterne, motopompe și așa mai departe, ceea ce durează. Ceea ce va da timp ucrainenilor să organizeze în larg ambuscade cu drone navale. Lucrurile au fost sesizate, a avut loc un scandal enorm la nivelul Ministerului Apărării, dar n-au avut ce să le reproșeze, fiindcă Moscova a retras sistemele antieriene în Sevastopol. Este un ordin direct de la domnul Putin, iar presa rusă comentează că domnul Putin își petrece nopțile la Kremlin, fiindcă armata i-a spus că nu poate să-i apere vila, la care la 11 noaptea dânsul se întoarce la biroul din Kremlin, iar întrebat despre această situație, domnul Peskov, purtătorul său de cuvânt, a arătat că președintele are în cadrul Kremlinului un apartament de serviciu și într-adevăr își petrece nopțile acolo datorită programului încărcat. Evident, această situație trebuia puțin mascată față Republicul Rus, la care presa a fost încurajată ca să comenteze cazul structurii criminale organizate de la nivelul districtului militar sud. La nivelul districtului militar sud al Rusiei, șeful logisticii, colonelul Denisov, a organizat un grup care a furat 7 motoare de tank, 7 motoare de tank T-90. Vă veți întreba ce a făcut cu motoarele. Păi vă spun eu ce a făcut. Neavând piese de schimb, le-a mutat de pe un tank pe altul în ultimii 2-3 ani, astfel încât tankurile pe care le furniza pentru front apăreau în scripte ca fiind dotate integral și în realitate le lipsea motorul sau era înlocuit cu un motor defect pe care nu îl pot repara, fiindcă 70% din piesele de schimb erau produse în Ucraina. În această situație s-a luat măsura arestării și condamnării colonelului Denisov și a întregii structuri logistice din subordinea sa și a ieșit un scandal atât de mare încât a fost demis și generalul Mințev, care la nivelul statului major general răspunde de logistică. Pe fondul acestui scandal, evident, presa oficială în Rusia nu poate explica populației cum se fac reparațiile de tancuri. Anume, neavând piese de schimb, se ia un motor nou, se pune pe tank pentru recepție, după care motorul e demontat, înlocuit cu ăla defect și se reia din nou ciclul. În aceste condiții, un site binecunoscut experților militari, Bellingcat, a lansat ipoteza că pur și simplu cei 7 motoare au fost vândute ucrainenilor. Deci, colonelul Denisov și patronii săi, din cadrul statului major general, ar fi nu corupți, ci trădători. Această ipoteză interesantă nouă ne pare lansată tot de spionajul militar ucrainean, care a vrut să înfunde regimul Putin într-un nou scandal. Efectul a fost imediat. Domnul Prigojin, cunoscutul patron al grupului de mercenari Wagner, a ieșit spunând că anumite decizii militare pe care le ia conducerea Rusiei nu pot fi explicate decât prin existența unor trădători. Și existența acestor unor trădători împinge Rusia într-o situație în care înfrângerea este iminentă și va fi catastrofală. Astfel, domnul Prigojin a mers după fenta serviciilor ucrainene și a lansat o temă esențială, aceea a înfrângerii, care a fost reluată imediat de primul canal al televiziunii oficiale ruse, unde în emisiunea doamnei Skabaeva, așa numită femeie de fier a regimului, o propagandistă binecunoscută pentru duritatea opiniilor sale, a început să fie discutată ideea înfrângerii iminente din Ucraina. O chestiune cu totul nouă, până acum își puneau problema cum să cucerească Europa întreagă până la Atlantic. Tocmai când se dezbătea această problemă, cum e cu trădătorii, cum e cu înfrângerea,
A apărut pe internet o interesantă discuție telefonică între doi apropiați ai domnului Putin. Este vorba de miliardarul Troțenko, unul dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei, 3,8 miliarde de dolari avere, figurează în revista Forbes, și apropiatul său Matușevski. Cei doi discută despre situația din Rusia, spunând că se întrevede o înfrângere în Ucraina. Asta e și la televiziunea rusă, nimic nou. Dar ei adaugă că asta se datorează faptului că Rusia este condusă în niște ticăloși, iar acești ticăloși fură, iar acești ticăloși au pus țara pe butuci și urmează efectiv să se prăbușească întreg regimul. Tocmai când se discuta de unde a apărut înregistrarea, pentru noi e clar că a apărut de la serviciul ucrainene, a apărut telefonul liderului chinez către omologul său, Zelenski, din Ucraina. Domnul Xi a făcut un gest de normalitate în contextul în care și-a asumat funcția de negociator, de mijlocitor al păcii. I-a dat telefon președintelui ucrainean, cu toții așteptam de mult acest lucru. Dacă pentru noi asta e normalitate, pentru publicul rusesc nu e deloc așa. În Rusia se consideră că China este incondițional și total alături de Rusia și de agresiunea Rusiei din Ucraina. Revelația faptului că nu este așa, China nu sprijină agresiunea din Ucraina, ci din contră caută mijloace de a reinstaura pacea în zonă, a constituit o revelație neplăcută pentru ruși. Și-au dat seama că propaganda oficială îi minte de mai bine de un an de zile privitor la conținutul real al relațiilor dintre Rusia și China. În aceste condiții a apărut chiar în Pravda, un cotidian central cotat pro-regim, un articol semnat de Serghei Markov. Domnul Markov este directorul Institutului de Studii Politice al Academiei de Științe Ruse. Domnul Markov, o persoană altfel foarte respectată, explică că schimbarea de atitudine a Chinei se datorează faptului că China întrevede un eșec al operațiunii din Ucraina, întrevede o înfrângere și în această cauză vrea să-și menajeze alte posibilități de poziționare. Suntem întru totul de acord cu scenariul domnului Markov, dar asta a avut un ecou imediat asupra situației din Ucraina. Tocmai când toată lumea discuta, domnule, au dreptate chinezii că ne paște o înfrângere, că urmează un contraatac ucrainean devastator. Tocmai când se întâmpla asta, pe YouTube au început să apară materiale cu trupe ucrainene trecând pe malul estic al fluviului Nipru. Aceste materiale sunt geolocalizate, deci este clar că au trecut pe malul estic, pe un front de 15-18 km și înaintează în aparență înspre Crimea. Mai au 100 de kilometri de parcurs. Asta a determinat ca trupele rusești din Crimea să intre în stare de alarmă. Acum, comandamentul rusesc se află între ciocan și nicovală. Pe de o parte, publicul îi acuză că sunt trădători, că sunt niște ticăloși, cărora nu le pasă că urmează o înfrângere catastrofală, iar pe de altă parte, ei nu au date suficiente pentru a reacționa. În acest mod, stârnind campanii succesive, scandaluri publice succesive, spionajul ucrainean a pus trupele rusești, comandanții ruși, în situația de a lua decizii în pripă, fără suficiente date. Sistemul de apărare rusesc este structurat în prezent pe linii de front susținute de fortificații despre care am scris deja, de o valoare îndoielnică, și în spatele acestora se găsesc baze logistice unde, la alarmă,
se constituie grupări blindate, mecanizate, mobile, care vin în sprijinul liniilor atacate. În acest fel, liniile fortificate trebuie să reziste o zi, două, trei, până când din spate sosesc tancurile și transportoarele ca să-i respingă pe ucraineni. Lucrurile ar trebui să funcționeze și mai ales să economisească mijloace, fiindcă dacă ar avea tancuri și transportoare, ar fi o linie întreagă de brigăzi blindate desfășurate de-a lungul celor 800 km de front. Dar Rusia a pierdut 1900 de tancuri și a pierdut vreo 3500 de transportoare blindate. Nu mai are de unde, la care e nevoită să centralizeze în asemenea baze resursele sale. Accesul spre Crimeea este blocat de o bază logistică, baza logistică numărul 103, care este situată chiar în nordul Crimeei, în zona lagunară care face legătura cu litoralul Mării de Azov. Este situată într-o localitate care se cheamă Medvedivka. Acolo se găsește echivalentul a trei brigăzi mecanizate, iar la alarmă efectivele urmau să sosească la Medvedivka, să se urce în tancuri și transportoare și să pornească într-una dintre cele două direcții, în funcție de atacul ucrainean, fie înspre Dnipru, înspre vest, fie înspre nord, înspre Zaporojie, înspre Melitopol. Acum, comandamentul rusesc trebuia să decidă care dintre cele două direcții. Datorită campaniilor de culpabilizare care au în spate serviciile ucrainene, comandamentul rusesc a fost pus în fața unei mișcări obligate. Este nevoit să reacționeze chiar dacă nu are informații suficiente. Asta se cheamă în șah Zugzwang, adică indiferent de mișcare care este obligată, lucrurile pot ieși rău. În această situație, comandamentul rusesc a apreciat că pe malul estic al Dniprului se găsesc în momentul de față circa 3.000 de militari ucraineni, fără arme grele și fără artilerie. Și a apreciat că este puțin probabil ca aceste forțe să reușească să străpungă apărarea rusească pe o adâncime de 100 km până la Ismul Perekop și porțile Crimeii. La care brigada aceasta, cele trei batalioane mecanizate de la Medvedivka, a fost trimisă înspre nord, înspre Melitopol, înspre litoralul Mării de Azov, pentru a împiedica întreruperea șoselei și a magistralei feroviare de către o eventuală ofensivă ucraineană. Din câte știu eu, aceste grupări au ajuns deja acolo. Marea problemă este că astfel sunt lăsate descoperite drumurile care de la Dnipro duc la Crimeea. Nu va fi nevoie ca trupele ucrainene să forțeze Ismul Perekop. Pur și simplu, dacă vor ajunge în zonă și dacă se vor ancora în zonă, vor putea să folosească mijloacele de artilerie de care dispun, inclusiv rachete HIMARS, pentru a ține sub foc nu numai magistrale de șosea și de cale ferată care aprovizionează Crimeea, ci și principalele centre administrative și militare ale peninsulei Crimeea, inclusiv portul militar Sevastopol. Fiind pus în situația de a reacționa repede, comandamentul rusesc din Crimeea, Corpul 22 Armată, pare să fi neglijat riscurile mari pe care le impune decizia de a trimite înspre nord, iar nu înspre Dnipru, gruparea mecanizată mobilă de care dispunea pentru întărirea frontului. O să vedem în zilele următoare dacă așa este. Deocamdată, ultimele informații arată că ucrainenii nu-i slăbesc. Pregătesc încă un scandal. Niște documente care ar fi părăsit Rusia recent și care incriminează o firmă DBA,
constituită de domnul Șoigu, ministrul apărării, și de doi adjuncți ai săi, prin care cei trei au reușit să deturneze sume enorme destinate reînarmării armatei ruse. Să vedem, este de așteptat ca acest scandal să zguduie suplimentar regimul și să explice ceea ce va urma pe front. S-au furat banii, tehnica n-a fost reparată, n-a fost modernizată, vinovați sunt Șoigu și doi adjuncți ai săi. Dacă această nouă mișcare, dacă acest nou scandal montat de servicii ucrainene reușește, s-ar putea să zguduie din plin infrastructura militară și politică a regimului. Una peste alta, putem spune că contraofensiva ucraineană a început deja. Asistăm la o contraofensivă secretă, la o primă etapă secretă a acestei contraofensive, care deja înregistrează rezultate semnificative, limitând latitudinea de ripostă, spre exemplu, ripostea antiaeriană din peninsula Crimeea, și în același timp limitând latitudinea de decizie, punând comandamente rusești în situația unei decizii obligate. E o strategie inteligentă, este o strategie care sprijină din plin o eventuală ofensivă pe care o așteptăm în zilele următoare. Să auzim numai de bine!